Năravul din fire nu are lecuire, așa s-ar putea spune despre un șofer din județul Vâlcea care a fost prins de polițiștii din Olt pentru a doua oară băut la volan. Tânărul de 28 de ani circula aseară pe drumul național 65. Venea de la Drăgășan și mergea spre Craiova. La pădurea Sarului a fost înregistrat de aparatul radar cu viteza de 112 km pe oră, iar un polițist i-a făcut semnalul regulamentar de oprire. Șoferul nu a oprit și a fost prins la Balș. Nu avea permis, în plus se afla și sub influența alcoolului. Polițiștii serviciului rutier au depistat în trafic un bărbat de 28 de ani din județul Vâlcea în timp ce conducea un autoturism sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au testat conducătorul auto cu aparatul alcool test, rezultând o concentrație de 0,73 mg per litru alcool pur în aerul expirat. După ce l-au verificat, polițiștii și-au dat seama că au de-a face cu un conducător auto certat cu legea. I-a mai fost reținut permisul tot pentru alcool, tot în orașul Balș. Întrucât șoferul a recidivat și a comis două infracțiuni, de data aceasta polițiștii au considerat că este pericol public și l-au reținut. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că bărbatul avea permisul de conducere suspendat, tot pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Polițiștii l-au reținut pe conducătorul auto pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. În această după-amiază a fost prezentat judecătoriei Balș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Pentru fapta sa, șoferul riscă să își piardă definitiv dreptul de a mai conduce, dar și să petreacă următorii ani în spatele gratiilor.